Astăzi începem să studiem împreună Apocalipsa, partea a treia. Am văzut cineva căuta manualul online să-l procure în format electronic. Nu este. Dacă ceva, puteți scrie la chat dacă aveți nevoie de manual și atunci Marcela o să vă ajute cu materialul, da? Și acum, fiindcă ați avut de completat partea a doua de sine stătător, știu că foarte puțin s-au adunat în grupi ca să-l completeze, o să vă rog frumos azi la lecția de recapitulare să răspundeți cei care ați completat manualul partea a doua și prima lecție din partea a întâia. De ce vă atenționez cu privire la partea a doua, fiindcă cartea Apocalipsa este o carte foarte grea și observarea s-a făcut în 11 lecții. Deci s-a trecut prin toate capitolele de câteva ori, urmărit diferite lucruri, cum ar fi într-un rând, am urmărit cronologia evenimentelor. Pentru aceasta am comparat evenimentele care se întâmplă la ruperea pecetilor cu evenimentele care se întâmplă la trâmbițe și cu evenimentele care au loc la vărsarea potirilor. Pentru că sunt unii comentatori a Bibliei care sunt de părerea că evenimentele legate de peceți, trâmbițe și potire au loc paralel. Adică fiecare trâmbiță și potir, ele completează într-un fel evenimentul de la pecete. De exemplu, pecetea întâi, trâmbița întâi și potirul întâi au loc, descriu același eveniment, tot așa și a doua pecete, trâmbiță și potir, și așa mai departe. Pentru aceasta am avut o lecție în care am completat un tabel și am analizat fiecare eveniment legat de pecete, trâmbiță și am urmărit paralel. Acum, cei care ați completat Apocalipsa partea a doua, din compararea evenimentelor legate de pecete, trâmbițe și potire, evenimentele acestea sunt paralel sau fiecare pecete, trâmbițe și potire descriu doar 7 evenimente sau totuși evenimentele sunt descrise în ordine cronologică, adică trâmbița întâi urmează după pecetea a șaptea și potirul întâi urmează după trâmbița a șaptea. Și dacă vă amintiți pe scurt câteva, 3 argumente. Eu cred că, din ce am studiat mai înainte, este că toate aceste evenimente au loc una după alta, deci nu s-au amestecate. Deci mai întâi sunt pecetele, apoi urmează trâmbițele, și după aceea urmează potirile. Ce argumente sunt care arată că, de fapt, evenimentele din Apocalipsa sunt prezentate cronologic? La pecetea a șaptea se pregătesc îngerii care se sune din trâmbițe și apoi la trâmbița a șaptea se pregătesc cei 7 îngeri care se verse potirile. Foarte bine, da? Deci, după fiecare, apoi, adică după ce se termină un eveniment, urmează altul. Deci timpul ne indică, spre deosebire de alte cărți profetice, unde în text nu se menționează timpul și atunci nu întotdeauna se respectă cronologia, aici avem indicații la timp. Apoi, după aceea. Foarte bine, da?
Și foarte bine, deci acolo spune că la trâmbiță, la pecetea a șaptea, celor șapte îngeri li s-au dat trâmbițe, li s-au pregătit să sune, da? Foarte bine. Acum, legat de mânie, de mânia lui Dumnezeu, când se începe mânia, cu ce se sfârșește? Pentru că aici tot e foarte important. Noi am văzut că la capitolul 11, la trâmbița a șaptea, cei 24 de bătrâni în capitolul, în versetul, deci capitolul 11, versetul 18, cei 24 de bătrâni spun că neamurile se mâniase, dar a venit mânia ta. Așa, deci trâmbița a șaptea. Mânia, și cu ce se termină mânia lui Dumnezeu? Cu cele șapte, da? Capitolul 15, cele șapte potire cu care se sfârșește mânia lui Dumnezeu. Deci, eu cred că argumentele astea deja sunt suficiente pentru a înțelege că, de fapt, evenimentele în Apocalipsa sunt în ordine cronologică. Tot ar fi încă unul foarte important. Dacă ne gândim la parametrii afectării, da? La potiri, la trâmbițe, în ce măsură sunt afectate pământul, copacii, marea, izvoarele, în ce măsură? La patra parte. La trâmbițe? La trâmbițe a treia parte. A treia parte, da. Dar la potire? La potire? Totul. 100%. Deci asta totul este un argumentare care ne dovedește că potirile urmează după a șaptea trâmbiță. Apoi am mai urmărit în partea a doua și unde au loc evenimentele. Despre asta o să discutăm deja când facem acum recapitularea aceasta din primele trei lecții. Și noi am avut atunci așa să desenăm toate evenimentele ca să le putem înțelege mai bine. Dar încă un lucru foarte important care trebuie să-l avem în vedere când vorbim despre profeții, pentru că profețiile noi întotdeauna le stabilim în timp, da? Deci e foarte important să stabilim timpul. În capitolul 1 din Apocalipsa, versetul 19, lui Ioan îi se spune să scrie trei lucruri. Deci lucrurile care le-a văzut, lucrurile care sunt și lucrurile care vor fi după acestea. Noi despre asta am vorbit și în partea întâia și am avut și în partea a doua. Da? Haideți să ne amintim. Lucrurile care le-a văzut. În ce capitole sunt scrise? Unu. În capitolul 1, da? Pentru că înainte ca să-i se spune să scrie, înainte de asta, Ioan deja a spus că a auzit un glas, s-a întors și a văzut și descrie ce a văzut și apoi că i s-a spus să scrie aceste lucruri. În ce capitole sunt scrise lucrurile care sunt? 2 și 3. Așa, de unde știm că în 2 și 3? Sunt mesajele către cele șapte biserici, lucrurile actuale pentru starea lor spirituală. Așa. Și în capitolul 4, cum începe? După aceste lucruri am... Așa, vină să-ți arăt lucrurile care... Așa, se întâmplă după acestea. Deci eu am auzit de multe ori că unii când îi întrebi ce a cerut Domnul Iisus lui Ioan să scrie, spun lucruri care au fost, sunt și vor fi. Deci care le-a văzut, care sunt, care vor fi după acestea. Ce înseamnă aceasta? Se suprapun lucrurile care sunt cu cele care vor fi? Expresia arată că trebuie să termine acestea, adică partea a doua, care el o scrie în capitolul 2 și 3, ca să se urmeze deja lucrurile care o să fie după. Deci, lucrurile descrise în
începând cu capitolul 4, se vor întâmpla după ce se vor sfârși cele ce sunt. Dar este scris despre biserică, starea bisericii. Și de altfel, dacă ne amintim, mesajele către cele șapte biserici sunt adresate doar celor șapte biserici? Bisericii în general, că fiecare mesaj se termină cu fraza cine are urechi sau de ce spune bisericilor Duhul. Așa, deci foarte important. Deci fiecare mesaj, Domnul Iisus îl folosește starea bisericilor locale ca să dea învățătură tuturor credincioșilor cu privire la anumite probleme cu care se pot confrunta bisericile. Da? Și încă ceva important pentru a înțelege cartea Apocalipsa este să ne amintim, încă când am studiat partea întâi și partea a doua la început, care este scopul pentru care Dumnezeu a dat cartea Apocalipsa. Cu ce scop? Ca să le descopere robilor săi evenimentele care au să vină. Așa, deci lucrurile care se vor întâmpla în curând, robilor săi, deci toți credincioșii. Și cuvântul Apocalipsa, ce este de fapt din limba greacă, în română tradus descoperirea? A ridicat vălul. Așa, a ridicat vălul pentru a descoperi ceea ce erau ascuns. Deci lucrul ăsta erau pentru Dumnezeu știute mai dinainte, dar pentru noi, prin Apocalipsa, Dumnezeu înlătură vălul ca să vedem lucrurile care se vor întâmpla în curând. Și cuvântul curând, ce înseamnă? Din traducere, dacă vă amintiți, din limba greacă. Noi înțelegem în curând de grabă, da? Și totuși au trecut 2000 de ani și ele nu s-au întâmplat. Ce înseamnă din greacă cuvântul în curând? Viteza cu care se vor întâmpla. Viteza cu care se vor întâmpla. Deci ele se vor întâmpla rapid și pe neașteptate. Da? Deci asta are vedere. Ele când vor veni, se vor întâmpla repede unul după altul și vor veni pe neașteptate. Altceva. Deci spune tot în versetul 1 din capitolul 1 că și le-a făcut cunoscut trimițind pe îngerul său la Ioan. A făcut cunoscut din limba greacă. Ce înseamnă expresia? Înseamnă a descoperi prin semne. A arătat prin semne. În limba rusă spune i показал знаками. Deci nu a arătat lucrurile deslușit, clar, dar a arătat prin semne. Și de fapt, ceea ce vrem să facem noi, vrem să descifrăm aceste semne prin care Dumnezeu a arătat robilor săi lucrurile care se vor întâmpla în curând. Deci am văzut că lucrurile care sunt descrise sau evenimentele care sunt descrise începând cu capitolul 4, ele vor începe să întâmple după ce se sfârșesc lucrurile care sunt. Acum, noi am studiat mai înainte de Apocalipsa cartea Daniel. Cartea Daniel, noi suntem limitați în timp, de aceea o să fac o scurtă introducere fără întrebări. Deci am văzut că cartea Daniel vorbește despre viitorul poporului Israel. Și, de fapt, Dumnezeu i-a descoperit lui Daniel și chiar și lui Nebucadnețar în capitolul 2, ce se va întâmpla până la instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Și am văzut că până la instaurarea împărăției lui Dumnezeu, pe pământ vor fi 5 imperii sau 5 împărății care vor stăpâni peste poporul Israel. Deci noi nu putem găsi în cartea Daniel toate imperiile care au fost pe pământ,
doar cele care au stăpânit asupra lui Israel. Și nu uităm că din anul 70 după Hristos până în 1948, Israel nu a existat ca stat, ca țară. Și am văzut că în capitolul 1 ne spune că primul imperiu este babilonian, dar capul de aur ești tu, împărate. În capitolul 8 ne spune că a doua împărăție este împărăția Medo-Persilor. Tot în capitolul 8 ne spune că a treia împărăție este împărăția Greciei. Și în capitolul 9 ne se spune că a patra împărăție este împărăția care va distruge Ierusalimul și Sfântul Locaș, asta este Imperiul Roman. Deci după greci au stăpânit asupra poporului Israel până Israel a fost nimicit ca țară, a fost Imperiul Roman. Dacă rămânem la capitolul 9, acolo este vederea cu cele 70 de săptămâni. Și acolo am văzut că până la unsul, până la stârpirea lui, adică până la răstignirea Domnului Iisus, au fost 69 de săptămâni, da? Începând socoteala de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, nu a templului. Asta e anul 445 înainte de Hristos. Un lucru foarte important este pentru ce și pentru cine a hotărât Dumnezeu aceste 70 de săptămâni. Puteți să-mi spuneți pentru cine și pentru ce au fost hotărâte aceste 70 de săptămâni? Daniel 9:24. Poporul Israel și cetatea sfântă. Ierusalim, da? Deci este foarte important să înțelegem că cele 70 de săptămâni Dumnezeu le-a rânduit, adică e hotărât, nu se mai schimbă, nu se poate întâmpla nimic care ar anula această hotărâre a lui Dumnezeu. Deci 70 de săptămâni pentru Israel și pentru Ierusalim. Acum, cum am spus, până la răstignirea Domnului Iisus au trecut, s-au împlinit primele 69 de săptămâni, au rămas să împlinească a 70-a săptămână. A 70-a săptămână. Poate cineva să-mi spună ce se întâmplă la începutul săptămânii a 70-a? Cei 10 împărați fac un legământ tainic într-o săptămână, deci la o săptămână, cu Domnul care va veni. Și noi am zis că am studiat deja în Daniel. Cine este Domnul care va veni? Antichristul. Așa, Antichristul. Din ce popor va fi potrivit cu versetul 26 din capitolul 9? Care va stârpi pe unsul. Așa, din poporul care va stârpi pe unsul și care va distruge Ierusalimul și Sfântul Locaș. Da? Deci asta e foarte important să ținem minte, pentru că noi zidim învățătură peste învățătură și noi deja cartea Daniel am studiat-o și de partea a treia de Apocalipsa vom studia foarte mult din Daniel, ne vom aminti din cartea Daniel, mult timp vom avea pentru capitolul 9, cel 70 de săptămâni. Dar este important să ne amintim acum ca să punem o temelie pentru studiul nostru. Acum, din ceea ce am studiat în cursul Daniel, intervalul de timp între săptămâna 69 și a 70-a, cum o numim? Vremea neamurilor. Vremea neamurilor sau a bisericii, da? Altfel spus, a 70-a săptămână când va începe? După ce se va termina perioada bisericii. Sau, da, vremea neamurilor. Deci, cum spune la romani, când va intra numărul de plin al neamurilor? Plin al neamurilor, foarte bine. Deci, taina pe care le-a descoperit-o apostolul Pavel. Și vedem că, de fapt, începând cu capitolul 4, până la capitolul 19, unde este descris a doua venire a Domnului Iisus, urmat de biserică,
Da? La capitolul 19, biserica este în cer și urmează pe Domnul Iisus. Noi întâlnim biserica pe pământ în perioada asta de timp? Este undeva menționată? Nu. Nu. Deci voi ați studiat ca partea a doua și a trebuit foarte atent să urmăriți unde au loc evenimentele în cer, pe pământ sau sub pământ, dar și noi am văzut când în perioada de la capitolul 4 până la 19, biserica nu o întâlnim pe pământ. Nu este nicicum implicat în evenimentele care au loc pe pământ. Și acum, fiindcă am stabilit lucrul acestea, haideți acum să vedem tema de casă care ați avut-o. În lecția întâi am avut de făcut observarea, dar într-o manieră de recapitulare, deci nu a fost un studiu profund, da? Și așa o să fie și lecția a doua, așa a treia. Și ceea ce vom face noi, vom face practic punctul 1 din ziua a cincea. Deci vom urmări cronologia evenimentelor. O să fie complicat să o facem acum ca și cum la tablă, dar puteți face o listă în jos și apoi, sau o puneți pe linia timp. Cel mai bine pe linia timpului, pentru că așa vă rămân în memorie ca cronologie evenimentele. Și haideți acum să vedem, să mergem capitol cu capitol. Am început cu capitolul 5. Ce eveniment? Deci e important să scriem s-au terminat lucrurile care sunt și primul eveniment după ce sfârșesc lucrurile care sunt, da? Ce eveniment este descris la capitolul 5? Mielul găsit vrednic să deschidă cartea. Așa, deci mielul găsit vrednic să deschidă cartea. Și acum pe noi ne interesează ce e cu cartea aceasta. Cu mielul nu cred că e cazul să stăm la discuție acum, mai ales dacă ați făcut partea a doua. Deci mielul este Domnul Iisus. Ce e cu cartea aceasta? Ce ați aflat despre carte? Am înțeles că cartea este un sul care era scris pe dinăuntru și pe din afară și era pecetului cu 7 peceți și a fost deschisă de miel, că nu a fost nimeni găsit vrednic. Deci era mâna dreaptă a celui ce și de la unde vine. Așa, deci Dumnezeu. Și problema era că nu se găsea nimeni vrednic să ia cartea și să-i deschide pecețele. Întrebarea este, de ce Domnul Iisus a fost găsit vrednic să deschidă cartea? Care e motivul? Poate asta ne ajută cumva să înțelegem ce-i cu cartea. A fost junghiat și a răscumpărat pentru Dumnezeu un popor. Formularea de acolo. Și ce-i cu poporul ăsta? Deci a răscumpărat pentru Dumnezeu. A răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele său, oameni din orice seminție, din orice norod. Și în versetul 10... Împărăție preoți. Dar ei vor împărăți pe pământ. Așa, și ei vor împărăți pe pământ. Deci, cred că are a face ceva cu asta. Deci, motivul pentru care mielul este găsit vrednic să deschidă cartea este că el a răscumpărat oameni pentru Dumnezeu, a făcut din ei o împărăție de preoți și ei vor împărăți pe pământ. Da? Deci ăsta e motivul. Și la capitolul 5 vedem că mielul găsit vrednic să ia cartea, o ia din mâna celui ce șa de pe scaun de domnie. Și capitolul 6, deja am stabilit când am studiat partea a doua, evenimente sunt prezentate în ordine cronologică și aici avem trimiteri la timp, dacă ați notat. Deci când, da? Primul eveniment, la ruperea peceții întâi. Ce se întâmplă? Ce eveniment avem? Cineva pornește biruitor ca să biruiască.
cunun. Când începe? Când s-a dat cunună. Așa, deci cineva primește o cunună care îi permite să pornească biruitor ca să biruiască. Acum, cununa poate fi pentru biruință sau o cunună împărătească. Este aceasta o cunună pentru biruință? Poate fi? El a biruit sau urmează să biruiască? Urmează. Primește cu acest scop. Așa, deci primește că cineva primește o poziție, o cunună împărătească, care îi permite să pornească biruitor ca să biruiască. Să mai spune despre el că are un arc. Ce ar însemna asta? Ne-a fost arătat prin semne. Ce ar putea însemna că are arc? Cine poartă arc de obicei? Războinic. Războinic, da. Fie că e militar, fie că e pornit pe război. Are gând de război, da? Deci și el primește o poziție care îi permite să pornească biruitor și să biruiască. Deci el în viitor va birui. La a doua pecete. Ce se întâmplă? Evenimentul ne interesează. A venit un cal roșu și cel ce sta pe el a primit putere să ia pacea de pe pământ și i s-a dat o sabie mare. Mm-hmm. Și... Asta. Deci evenimentul care este? Se ia pacea de pe pământ. Așa, cineva, posibil poate tot primul, da? Are putere, primește putere să ia pacea de pe pământ și anume în ce fel? Oamenii se înjunghie unii pe alții, da? Și lui s-a dat o sabie mare, deci era cu arc, primește sabie. A treia pecete, ce eveniment? Ne interesează evenimentul. Că voi acasă spuneți scalul, călărețul, ne interesează evenimentul. Ce se întâmplă la a treia pecete? Aici este vătămat grâul și orzul. Așa, de ce credem că a fost vătămat un de lemn grâu și orb? De ce? Ca să nu mai fie mâncare. Asta e rezultatul, dar motivul. De ce credem că a fost vătămat? Că nu ne spune. Spune o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de orz pentru un leu. Deci, foarte scump. Va fi o inflație. Așa, inflație. Din ce cauză? Irina ți-a spus că din cauza că au fost vătămate. De unde deducem că au fost vătămate? Avem un contract cu versetul ăsta, da? Da, că spune, dar să nu vată unde lemnul și vinul. Așa, ceea ce din contrast înțelegem că astea orzul și grâu devine foarte scump din cauza că a fost vătămat și este puțin, da? Dar unde lemnul și vinul nu este vătămat. La pecetea a patra, evenimentul, ce se întâmplă? Vine moartea și locuința morților ca să ucidă a patra parte a pământului. Așa, deci să fie ucisă a patra parte a pământului cu patru urgii. Care sunt acestea? Sabie, foamete, molimă și fiarele pământului. Așa, deci sabie, războiul este deja la a doua pecete luată pacea de pământ. Foamete, am văzut inflația de la a treia pecete, da? Și acum vedem că lumea deci este lovită cu sabia, foametea, dar apare molima. Molima este epidemie. Molima și fiarele pământului. Pecetea a cincea. Ce se întâmplă la pecetea a cincea? Evenimentul. Unde are loc evenimentul? Aici spune că sub altar se văd sufletele martirilor. Așa, înțelegem că este în cer. Așa, sufletele.
Ei primesc haine albe și le se spune să mai aștepte puțină vreme. Așa. Deci întrebarea este cine sunt aceștia? Cei care au mers sunt oamenii care au fost omorâți în timpul necazului cel mare, care nu au primit semnul care știu el, da? Ei au fost decapitați, așa știu eu, da. Așa. A fost menționat ceva cu semnul fiarei? Încă nu. Nu. Încă nu. Nu. Așa, semnul fiarei este introdus dacă ați făcut partea a doua. Comparativ cu pecețile, trâmbițele și potirile, când este introdus semnul fiarei, când și începe activitatea Antichristul sau fiara? Trâmbița 7, 11 cu 7. Așa, 11 cu 7, după trâmbița a 6, înainte de a 7. Acolo spune când se termină sfârșitul mărturisirii lor și spune că mărturisirea lor e 1260 de zile. Da, dar se sfârșește înainte de trâmbița a 7. Deci semnul fiarei încă nu este introdus, fiara încă nu și-a început activitatea. Deci nu vorbim despre martirii din necazul cel mare. Da? Pentru că necazul cel din Daniel. Necazul cel mare. E pentru cine? Pentru poporul Israel. Din partea cui? Din partea cornului mic sau Antichristului. Cât timp? 3 ani și jumate înainte de ce eveniment? Judecata neamurilor. Așa, sau a doua venire a Domnului Iisus pentru judecata neamurilor. Da? Deci dacă o luăm înapoi, asta e până 3 ani și jumate, începând cu moment când cei doi proroci sunt omorâți. Așa, deci necazul cel mare încă nu e început, semnul fiarei încă nu e introdus. Deci nu sunt martirii care, pentru că avea să ne specifice, pentru că deja, pentru că ați făcut partea a doua, știți că la capitolul 15 avem pe martirii care nu au primit semnul fiarei, sunt numiți biruitorii fiarei. La capitolul 20 se vorbește despre martirii care nu au primit semnul fiarei și nu i s-au închinat. Dar aici, cum se spune despre ei? Au fost jungheați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o avuseră. A fost mărturisirea legată de Domnul Iisus? Menționează ceva? Nu. Nu. Așa, ce să mai aflăm din versetul 11 despre ei? Când li s-a dat hainele albe, ce li s-a spus? Că trebuie să se odihnească până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și a fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Deci urmau să mai se adauge la ei. După, deci tovarăși de lucru de-a lor și frați de-a lor. Da? Deci ei urmează să se împlinească numărul lor. Și nu e acum, în viitor, în raport cu pecetea a cincea. Mai departe, pecetea a șasea, versetele 12 la 17 din capitolul 6. Ce eveniment avem? Au fost cataclisme. Cu cataclisme așa de mari, deci cu tremuri de pământ și așa mai departe, încât după descriere are impresia că nu mai rămâne nimeni pe pământ. Până acolo, zice, ostroavele s-au mutat din locurile lor. Ce spun locuitorii pământului la toate acestea? Așa, deci ei zic că a venit mânia lui Dumnezeu. Noi am mai avut de notat cuvântul mânie și în capitolul 11. Potrivit cu capitolul 11, când vine mânie, să începe mânia lui Dumnezeu? La trâmbița a șaptea. La trâmbița a șaptea. Acolo cine zice că a venit mânia lui Dumnezeu? La trâmbița a șaptea
Ori îngerul, ori... Cei 24 de bătrâni. Cei 24 de bătrâni, noi pe cine credem? Locuitorii Pământului sau pe cei 24 de bătrâni care sunt înaintea scaunului de domnie? Așa. Deci oamenii aici sunt foarte speriați și ei cred că a venit mânia lui Dumnezeu. Dar de fapt mânia lui Dumnezeu începe cu trâmbița a șaptea. Deci capitolul 7. Aici avem două evenimente, da? Primul avem de la versetul 1 până la 8. Și ce eveniment avem aici? Încercuirea celor 144 de mii. Așa. Deci cine sunt acești 144 de mii? Din semințiile lui Israel. Așa. Câte 12 mii din fiecare seminție a lui Israel. Unde se află ei? În cer sau pe pământ? Pe pământ. Ei se află pe pământ. Așa. Foarte bine. Ce pecete primesc ei? Pecetea lui Dumnezeu. Pecetea lui Dumnezeu. Puteți să-mi spuneți cu ce scop sunt pecetluiți? Ca să nu fie vătămați atunci când urmează mai departe la una. Mă timp la șapte pecete să fie vătămați oamenii, dar spune să nu fie vătămați cei pecetluiți. La șasea trâmbiță. Cei patru îngeri care stau au fost dezlegați ca să vadă pământul. Așa, nu fie afectați, dar mai spune și la trâmbița, așa să mi se pare că, da? Da, la a cincea, când sunt chinuiți locuitorii pământ, spune afară de cei care au pecetea lui Dumnezeu pe frunte. Da? Deci ei sunt pecetluiți. Deci ei urmează să rămână pe pământ pentru încă o perioadă de timp când pământul va fi vătămat. Și ei sunt pecetluiți aici pe pământ ca să nu fie vătămați. A doilea eveniment îl avem de la versetul 9 până la 17. Unde are loc acest eveniment? În cer. În cer. Și cine sunt implicați în acest eveniment? O gloată mare, nu poate să o numere nimeni, din orice rod, orice neam, orice limbă, și sunt îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finicăni. Așa, și ei stau. Deci sunt ei suflete sau? Nu, sunt trupuri. Sunt în trup, da. Deci o gloată mare, de orice neam, seminții care nu poate fi numărate, și aduc slavă lui Dumnezeu și mielului. Cum mai sunt ei descriși? Ce se mai spune despre ei? Erau îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finică măneastă, tot arată că aveau trupuri. Da, da, deci evident sunt în trup, așa. Și au spălat hainele în sângele mielului. Deci și-au spălat hainele și le-au înălbit în sângele mielului. Vin de necazul cel mare aici, specific. Așa, necazul cel mare. Acum, din cartea Daniel, de studiu Daniel, întotdeauna necazul mare are în vedere necazul despre care scrie la Daniel 12 și la Matei 24? Nu. Ce deosebit necazul din Daniel 12 și necazul din 24? Matei 24. Asta e necazul care privește pe poporul Israel și despre el se specifică necaz cum n-a mai fost și nu va mai fi. Da, deci necazuri mari. Așa o întrebare, de exemplu, pentru evrei, al doilea război mondial a fost un necaz foarte mare? Da. Deci necazuri mari sunt multe. Deci în Israel acum e război mare necaz, în Ucraina e război necaz mare, da? Dar ăsta va fi un necaz cum n-a mai fost de la întemeierea lumii și nici nu va mai fi. Deci aici nu avem specificația asta, de altfel, din ceea ce am studiat în cartea Daniel, noi știm că
necazul cel mare, deja ați și spus. De fapt, noi să avem și în cursul acesta o lecție despre necazul cel mare. Necazul cel mare e legat de activitatea Antichristului și va fi anume din moment ce se așează în templul lui Dumnezeu până la a doua venire a Domnului Iisus. Deci necazul, la acest moment, necazul cel mare despre care vorbește Daniel și Domnul Iisus la Matei 24, el încă nu este început. Dar versetul 16 ne vorbește despre ceva necazul prin care au trecut ei? Foame, sete și au suferit, dar și dugoane, da. Soare. Necazuri pe pământ, da, și poate fi și prigoane, dar nu se specific, este un necaz așa de mare cum n-a mai fost și nu va mai fi, da? Așa, ce va fi cu ei mai departe, în viitor? De fapt, acum, ce fac ei acum? Ei laudă pe Dumnezeu. Mhm. Stau înaintea scaunului de Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Așa. Și în viitor? Miercuri și îi va duce la izvorul apelor vii. Așa. Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și versetul 15, Dumnezeu își va întinde peste ei corpul lui. Deci lucrurile astea le mai vedem și în Apocalipsa 21, asta urmează în lecția 3, a? Să vedem. Acum, dacă ați făcut ca partea a doua, ați văzut, da? Cine sunt aceștia? Cum credeți voi? Biserica. După descrie, biserica, da? Acum, vedem că în timp ce cei martirii din, la pecetea a cincea sunt suflete, nu sunt înviați, sunt sub altar. Fraților și tovarșii de luptă urmează să fie omorți ca și ei. În timpul ăsta, și cei 144.000 din Israel sunt pecetluiți pe pământ, despre care spun că sunt slujitorii lui Dumnezeu. O gloată mare deja este în trup, este în cer și îi slujesc lui Dumnezeu. Capitolul 8. Da. Eu asta nu am apucat să înțeleg. Cred că am lipsit la lecția cu sora Marcela când a făcut. Cum se înțelege? Aici a fost răpită sau doar o menționează că era ea deja? Ea este în cer. Nu este deja. Ea este în cer. Da? Pe linia timpului nu o pot pune doar ca vă. Aici, dar nu că a avut loc. Apocalipsa nu este descrisă răpirea. Mulțumesc frumos. Da, dar în partea a patra o să avem o lecție doar despre răpire. Cum are loc, când va avea loc și așa mai departe. La capitolul 8 este ruptă pecetea a șaptea. Ce se întâmplă la pecetea a șaptea? Păi, a fost o liniște mare, scrie aici. În cer, da? Deci, pentru cât timp? Jumate de oră. Pentru jumătate de oră. Uh-huh. Și tot aici, la pecetea 7, versetul 8 cu 2. Așa. Cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu, li s-au dat șapte trâmbițe. Pentru că trâmbițe a șaptea pecete. Așa. Înainte ca primul înger să sună din trâmbițe, ce se mai întâmplă ca și eveniment? Ca să nu stăm să descrim tot de la 3 la 5. Ce eveniment? Un tremur. Și umple cu focul de pe altar și pe pământ, și aruncă pe pământ. Și așa. Se strânesc tunete, glasuri, fulgere și cu tremuri de pământ. De pământ, da. Deci interesant că nu ne specific că e local undeva.
Deci, după pecetea șasa, încă un cutremur peste tot pământul, da? Da, deci mulți spun că acolo la Matei, Domnul Iisus, când vorbește despre semnele sfârșitului și a venirii sale, cu tremur acolo, cu tremur dincolo, deja e sfârșitul, nu? În Apocalipsa toate cu tremurile, cu excepția cu tremurului din capitolul 11, este pe tot pământul. Dar pe alocuri cu tremure, asta Domnul Iisus acolo zice, asta încă nu e sfârșitul. Da, foarte important. La trâmbița întâi sună primul înger. Ce se întâmplă? A venit grindina și foc amestecat cu sânge. Și ca rezultat? A fost aruncată pe pământ. A treia parte a pământului a fost ars. Și a treia parte din copaci au fost arși și iarba verde a fost arsă. Așa, deci a afectat o treime din pământ. O treime din copaci și, și toată iarba verde arsă. Deci vă dați seama, așa, asta e pe tot pământul, iarba verde. Copacii, o treime. La trâmbița a doua ce se întâmplă? Ceva ca un munte de foc aprins a fost aruncat în mare și a treia parte din mare s-a făcut sânge și tot a treia parte din făpturi au murit și a treia parte din corăbii au pierit. Așa, deci marea s-a are în vedere apa sărată. Marea, oceanele, da? Deci a treia parte se preface în sânge. O treime din făpturi vii mor, o treime din corăbii pierd. Trâmbița a treia, versetele 10 și 11. A căzut din cer o stea mare. Se atreie parte de râuri și izvoare. Steaua se numea Pelin, apele s-au făcut amare și oamenii au murit din cauza asta. Mulți au murit din pricina apelor, că erau amare. Da? A patrulea înger sună din trâmbiță și ce se întâmplă? A fost lovită a treia parte din soare și din a treia parte din a treia parte din stele. Și? Așa? Luna. Da. Și ca rezultat ce se întâmplă? Ziua și noaptea și-au redus lumina. Au pierdut a treia parte din lumină, deci au devenit mai întunecate, da? Și ziua și noaptea, o treime. Trâmbița a patra. A cincea, da? Dar până la cincea. Până la cincea. Capitolul 8, versetul 13. Am avut denotat cuvântul vai sau nenorocire. Câte vaiuri sunt? Un vânt la mulți cele trei vaiuri. Și cum se raportează la trâmbițe aceste trei vaiuri sau nenorociri? Care un vai însoțește o trâmbiță. Așa, deci fiecare vai sau, știți că în limba greacă ați citit în lecție, vai și nenorocire e același cuvânt. Da? Deci urmează trei nenorociri legate de celelalte trei trâmbiți care urmează să sune. Deci primește a cincea, a șasa și a șaptea trâmbiță. Pentru cine va fi vai? Cine va avea de suferit? Locuitorii pământului, da? Și în capitolul 9 tot ați avut notat cuvântul nenorocire și la versetul 12 când se sfârșește prima nenorocire și este aproape a doua.
Când să anunțe că cea din tâi nenorocire a trecut? Când s-a sfârșit trâmbița a cincea, evenimentele durate. Da, înainte de a suna trâmbița a șasea, da? Ceea ce confirmă faptul că fiecare din astea trei nenorociri corespunde trâmbițelor 5, 6 și 7. Acum, pe scurt, la trâmbița a cincea, ce se întâmplă? Lăcusele din fântâna adâncului chinuie pe oameni 5 luni. Așa, timp de 5 luni. Toți sunt chinuiți de lăcuste? Pecetluiți. Așa, deci versetul 4, sunt chinuiți cei ce n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu, ceea ce presupune că cei pecetluiți cu pecetea lui Dumnezeu sunt pe pământ, da? Acei 144.000, da? Și ei nu sunt chinuiți. Da? Și cât de tare era chinul de la lăcuste? Oamenii vor căuta moartea și moartea nu va veni. Da, deci spune că era ca înțepătura de scorpii, dar vor căuta moartea și nu o vor găsi. Și aici ni se specifică timp, 5 luni. De la versetul 30 la 21, îngerul a șaselea sună din trâmbiță. Ce se întâmplă aici? Aici sunt dezlegați cei patru îngeri de la Eufrat și oștirea lor ucide o treime din oameni cu foc, fum, pucioasă care ies din gurile cailor lor. Așa, deci a treia parte din locuitorii pământului. Dar aici, cum răspund locuitorii pământului la nenorocirea asta? Nu s-au pocăit, mai tine că aici spune. Da. Ceilalți oameni, versetul 20, care nu au fost uciși de aceste urgini, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Ce înțelegem de aici despre starea locuitorilor pământului la acel moment? Ce deprindere aveau ei? Ce ați observat aici? Trei un păcat. Da, dar în păcat. Nu vreau să se pocăiască. Da, nu vor să se pocăiască. Dar uitați-vă ce deprindere. Ce ies în evidență? Idolatrie. Vrăjitorie, erezie. Da? Deci ceva la acel moment va înflori idolatria. Aceea specifică, închinare la dragi și idoli de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn. Deci chiar închinare așa cum o vedem prin India și prin Nepal. Da? Nu dacă doar. Se închine la vițelul de aur. Deci nu e la figurat. Acum, la capitolul 10, deci aici e imaginea aceea când Ioan îi se dă cărticica, pe noi ne interesează trâmbițele aici, da? Noi suntem la trâmbița a șasea, dar linia timpului, puteți să mai lăsați puțin spațiu, pentru că aici la versetul 7 avem menționată trâmbița a șaptea. Așa că noi la a șasea încă o să ne întoarcem, deci am mai lăsat loc, dar la trâmbița a șaptea, ce se va întâmpla la trâmbița a șaptea? Aici se anunță că... taina lui Dumnezeu. Deci la trâmbița a șaptea se va sfârși taina lui Dumnezeu. Da? După vestea bună, vestită de el,
prorocii, da? Deci în partea a patra, în apocalipsa partea a patra, vom studia despre taina aceasta, dar o scrim acolo ca și eveniment, da? Atunci când va suna din trâmbiță îngerul la șaptea, a șaptelea, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Apocalipsa 11, capitolul 11, un capitol mai complicat. Deci, dacă ați notat trâmbița a șaptea, aici avem trâmbița a șaptea, ce se întâmplă la trâmbița a șaptea? Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său. Așa. Și aici se anunță în cer. E foarte important. Da, da, în cer aveți dreptate. Tot aici, ce mai aflăm? Ce se mai anunță? Versetul 17. Că a venit mânia lui Dumnezeu. 18. Spune că neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. Deci aici se anunță mânia lui Dumnezeu începe. Dar avem două puncte și ne spune ce înseamnă asta, ce cu vremea mâniei. Judecată. Cine va judeca în perioada asta? A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci. Uh-huh. Așa, și să prăpădească pe cei ce prăpădesc pământul. Deci începe o perioadă de timp de judecăți, când Dumnezeu va judeca și pe morți, și pe vii, va răsplăti pe cei buni, va pedepsi pe cei răi. Da? Este o vreme de judecată. Acum, interesant, ce înseamnă că neamurile se mâniaseră? Pe cine se mâniaseră? Haideți acum ne întoarcem la începutul capitolului 11 și să vedem când au loc evenimentele descrise până la versetul 14. La 14 ni se spune a doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine legată de trâmbița a șaptea. Deci trâmbița a șaptea e a treia nenorocire. Așa. Deci moartea celor doi proroci, respectiv, în raport cu trâmbițele. Când sunt ei omorâți? Înainte să răsune a șaptea. Așa, înainte de a șaptea trâmbiță, respectiv după a șasea trâmbiță, da? Pentru că înainte ca să sune, după ce se vorbește despre moartea și învierea lor și înălțarea lor la cer, se spune că nenorocirea a doua nenorocire a trecut. Iată că vine a treia nenorocire. Deci omorârea celor doi proroci este după trâmbița a șasea, înainte de a șaptea. Deci o scrim aici, după trâmbița a șasea, înainte de a șaptea, scrim omorârea celor doi proroci. Cine îi omoară? Fiara. Fiara e omoară. Fiara care se ridică din pământ, în adânc. În ce context, în ce împrejurări îi omoară? Război. Deci fiara face război cu ei și îi omoară. Da? Îi omoară. Și ce se întâmplă când sunt ei omorâți? Toată lumea se bucură și trei zile nu vor da voi ca ei să fie puși în mormânt. Se vor bucura și vor da daruri unii altora. Așa. De ce se vor bucura și vor trimite daruri unii altora? Pentru că în toată perioada în care ei au activat, au chinuit locuitorii pământului și pe vrăjmașii lor puteau să-i nimicească cu foc din cer, scheme, diferite cataclizme. Așa, deci la versetul spune pentru că cei doi proroci chinuiseră pe toți locuitorii pământului, da? Și deci cum îi chinuiseră, deci așa ne-a spus, da?
Deci, cât timp? 3 zile. 3 zile și jumătate. Cât timp au chinuit pe locuitorii pământ? 1260 de zile. Deci asta 3 ani jumătate. Deci ei activează timp de 3 ani și jumătate. Deci înainte de trâmbița a șaptea se împlinește perioada asta de 1260 de zile. Nu ne specific când s-a început activitatea lor, da? Dar haideți să ne uităm bine. Ce urgență povesc ei pământul? Slujitorii pământului. Când? Când ei lovesc pe cineva? Versetul 5. Când aceștia, dacă vrea să le facă celor care vor să le facă. Așa, dacă cine vrea să le facă rău, deci nu degeaba îi loveau, da? Și vedeți să vedem ce urgii, cu ce urgii facem o listă la versetul 5-6. Le iese din gură un foc care îi mică. Așa, versetul 6. Au putere să închidă cerul, să prefacă să lovească pământul cu orice fel de urgie. Prefacă apele în sânge. Prefacă apele în sânge. Dar noi până aici am văzut ceva de genul ăsta, foamete, apă prefăcută în sânge, foc din cer. La celelalte peceți, la pecețile anterioare. Peceți, strâmbiți, am văzut lucrul ăsta, da? Altă întrebare legată de activitatea lor. În timpul activității lor, unde activează ei? În ce oraș sau cetate? În cetatea în care a fost răstignit Domnul Iisus în Ierusalim. Pentru că este și templu, spune slămăsoare unde este. Așa, deci în sens duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit Domnul lor. Așa, deci în Ierusalim. Versetul 1 și 2, la momentul când ei sunt omorâți, ce aflăm despre Ierusalim? Va fi templu reconstruit și va avea loc închinarea după... În el. Va merge închinarea la templu atunci? Pentru ce să măsoare pe cei ce se închină în templu. Așa, deci este templu la Ierusalim, este închinare, da? Acum să ne amintim de Daniel, capitolul 9, versetul 27. Când este călcat în picioare în templu sau când este întreruptă închinarea la templu? Când? Din Anticrist și se așează în templu. Așa, da. Și dacă vorbim săptămâna 7-10-a? A doua parte a săptămânii. Și respectiv, dar nemijlocit se așează când? La mijloc săptămânii. Iar la mijlocul săptămânii va face să încetezi jertfa necurmată și pe aripa urciunii dolești va veni unul care pustiește, da, alte traduceri și templu în aripa, pe aripa, în aripa, nu, în templu, în templu va fi urciunea pustierii. Da, cum spune la 2 Tesaloniceni 2 cu 4, se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu Antichristul, da? Deci până atunci, deci îți primește 1260 de zile în templu, merge închinarea după lege. Este restabilită închinarea după lege. Este altar, sunt închinători și după când intră neamurile în cetate? După ridicarea lor la cer. Adică, nu, după ce ei omoară, odată intră și căzică și se uită la ei 3 zile jumate. Așa, așa, foarte bine. Da, deci 3 ani și jumate merge închinarea, a doua jumătate
Antichristul stă în templu, da? Și cetatea este călcată în picioare, pentru că ați studiat și capitolul 13, dacă ați studiat partea a doua, atunci Antichristul activează tot 42 de luni, da? Când cetatea este călcată în picioare. Acum, am vorbit despre aceea că când sunt omor cei doi proroci, nu se permite să fie trupurile lor puse într-un mormânt și timp de 3 zile și jumătate oamenii se veselesc. Se bucură, da? Au fost rău cu ești doi proroci, acum în sfârșit e bine, da? Pace și liniște, care durează cât timp? Ce se întâmplă după? 3 zile jumătate după care ei sunt înviați. Ăștia în vie sunt luați la cer, în văzut tuturor, da? Cum reacționează la eveniment cei care îi văd? O mare frică îi apucă, da? Deci apucă o mare frică. Și când sunt luați la cer, în clipa aceea, versetul 13, un mare cutremur de pământ, da? Așa, 10 parte din cetate. Așa, și 7.000 de oameni au fost uciși în cutremur, da? Și unica dată când cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă lui Dumnezeu. În rest, nu mai hulesc pe Dumnezeu mai departe. Am văzut la trâmbița a șasa și la... Apropo, da, asta e trâmbița a șasa încă. Deci pare că i-a apucat groaza pe cei care erau martori, care erau în Ierusalim. Pentru că aici e sfârșitul la trâmbița a șasa, dar la capitolul 9, tot la trâmbița a șasa, spune că nu s-au, care au rămas în viață nu s-au pocăit. Da? Deci aici se descrie ce se întâmplă în cetate, în Ierusalim. Acum, având în vedere ceea ce am văzut, când zice cei 24 de bătrâni spun că a venit mânia lui Dumnezeu la versetul 18 și spune că neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. În ce fel se mâniaseră neamurile? A făcut război. A făcut război cu sfinții. Da, pentru că de fapt când am studiat partea a doua, am văzut că mânia, că necazul cel mare din cartea Daniel, am văzut că din partea lui Antichrist împotriva poporului Israel, și când am studiat aici la Apocalipsă, am văzut că mânia este a lui Dumnezeu împotriva neamurilor, locuitorilor pământului. Da? Deci ele, chiar dacă în timp coincid, totuși ca sunt lucruri diferite. Da? Așa, deci așa am făcut o privire de ansamblu la primele capitole. Am urmărit evenimentele în special, având în vedere că în partea a doua ați observat fiecare capitol în parte, ați făcut liste de cuvinte și eu zic că lecția a mers foarte bine. Și sper că cei care n-au reușit să facă partea a doua se vor înscrie în ritmul nostru. Și la lecția următoare vom studia capitolele 11, a doua parte, pentru că vom compara cu capitolul 12. De fapt, ca și cronologie, capitolele 11 la 14 este cel mai greu de le stabilit evenimentele, pentru că ele descriu evenimentele legate de mijlocul săptămânii, dar undeva fac referință la evenimente trecute,
viitoare, sunt cele mai grele capitole, așa că încercați să faceți, dacă nu ați studiat partea a doua, numai decât faceți o observare profundă a capitolelor ca să vă puteți, să le puteți înțelege bine.